garajul nostru. Este un mâță, nu știu dacă se vede foarte bine. Chiar nu face nimic. Cum au luat-o la goană? Vrea să intre în garaj. Era prea mult să sară pe mașină. Mai bine sare pe jos. Ce plictisitoare sunt mâțele, pentru că chiar nu fac nimic. Uite, de jumătate de oră nu înțeleg ce vreau să facă. Uite, mămică, care își plimbă copilul. Acolo. Nu scăpa ceva pe jos. Da, și mâța tot nu face nimic. Vă țin la curent. Mâța pleacă, cred că, în sfârșit. Gata să duc. Apropo, bună dimineața. Filip doarme, eu s-a trezit. Și eu, automat, adică musai, e sâmbătă și bine ați venit la vlogul lui Filip. Doarme, iar eu și eu să ne plimbăm prin casă ca să nu-l trezim. Pa, pa, pa. Cine e acolo, puiul? Așa, dăm un zâmbet. Să dăm pe spate fetele, cochetele. Pa, ne vedem mai târziu. Ce acrobații faci? Cer să-mi iau bluza. E ciudată, ce s-o prind aici? Asta e episodul de astăzi, e despre muțe. De drum. Ce vrea să iasă? Da, stătea acolo, eu ai cum face. Ce faci așa, mâțucă? Mâțucă! Uite alta acolo. Ah, știți la flirt. Perioada lor de împerichet. Acum mergem la Vinga pentru că mi-e foame. Pentru că a fost ieri ziua al mami și astăzi s-a gândit așa să facă un mic grătar și mergem și noi. Ia s-a doarme. Suntem aici cu Filip. Îi și el în zonă. Începe să lucreze, să-și lucreze pământurile pe unde le au pe aici, prin câmpurile astea. Și pe drum, când mergi, și ieri când am mers spre Vinga, eram cu Andreea în mașină și trebuie să stăm vreo 10 minute, adică mai mult de 10 minute, am stat în spate până au putut să depășească fiecare mașină și să vină și rândul nostru, să depășim un utilaj din ăsta de câmp mare, care mergea foarte încet. Și când ne-am mers până la Vinga, asta s-a întâmplat prin șag. În șag eram în spate la un utilaj din ăla mare. Și când am venit înapoi de la Vinga, am stat 10 minute la Vinga și când am venit înapoi, el era de-abia la intrare în Vinga, utilajul ăla mare. Dai seama, dacă nu, adică vă dați seama că dacă nu depășeam, stăteam așa, ajungeam seara, următoarea zi, la Vinga. E prostie și nu știu de ce circulă, că nu ar trebui să... Nu știu dacă au voie, Filip. Nu știu, dar pe altundeva pe unde se meargă? Pe câmp. Da. Păi și acum era un... cum se numește? Tractor. Era un tractor și spatele lui erau din astea mașini, o coloană tractor de mașini. Tractor cu discuri.
Da, dar ăla, tractorul nu era tractor, chestia de el, era ceva combină mare, nu știu exact ce era. Ideea e că mergea și un pic și se strâmbau roțile, că noi când am venit și l-am văzut de pe sens opus, avea impresia că vin roțile spre tine, așa, și era ciudat. Da. Așa că, nu știu ce să zic. Când vă porniți la drum, încărcați-vă cu multă răbdare. Și nu circulați cu tractor pe drum. Și nu circulați cu tractoare pe drum, da. De sâmbătă, Filip, și duminica, dar sâmbătă în special nu face vlog, adică în general. Pentru că, na, se trezește târziu și cam de obicei mergem așa în vizită și nu prea avem timp să filmăm. Dar ce-ți spune să facem sâmbătă cu Cătă? Eu știu să editez vloguri, adică știu să editez un filmul. Se zicea Filip că ar trebui să mi-l și editez eu, dacă ar fi să facem sâmbătă cu Cătă. Dar eu nu știu să lucrez pe Mac, deci dacă ar fi să editez eu... Faci pe telefon. Nu pe telefon. Ar trebui să fac pe un calculator cu Windows, pe un program pe care știu eu de mult timp, care e trial, așa se numește, nu? Da. Care are numai variantă trial și eu când eram acasă, fată, acasă la mama mea, și editam filmulețe, lucram tot în programul ăla, Videopad sau așa ceva. Dar de fiecare dată când treceau la 30 de zile, dezinstalam programul și îl instalam iarăși. Deci probabil că așa aș face, aș edita programul ăla. Oricum mă pricep la editat. Sau să înveți Final Cut. Sau... nu. Oricum, aștept părerile voastre în comentarii. Și adică aștept părerea la întrebarea sau răspunsul la întrebarea cum ar fi să facem sâmbătă cu Cătă. Mai spun o ultima chestie înainte să ajungem la Vinga, că aș face sâmbătă cu Cătă doar dacă Filip ar ajunge la 600 de abonați. Yes. Și 600 de abonați. Nu știu, am mai vrut să zic ceva. Oricum, dacă Filip, deci aștept părerile voastre și după păreri aștept și să văd că cresc subscriberii, dacă vreți, sâmbătă cu Cătă. De ce te ascunzi, Manu? Așa nu se mai poate ascunde. Ce faci acum? Registrează? Ce ai acolo? Gigi. Cum ai luat asta? Da. Hai, pa! Cătă, dau drumul la căldură! Acum a registrat. Și când îi dai... Arată-i cum te filmezi tu, Filip. Când dai post, când dai să facă post. Așa. Salut, oamenii. Salut. Îi stricăm vlogul la Cătă. Fata, ciudat. Nu știu, trebuie să fiu foarte concentrată. Iar călcatul pentru mine este floare la ureche. Ideea e că a fost sâmbătă și noi am fost tot plecați de acasă și am pus dimineața niște haine la spălat. Și ghiciți ce, n-am mai apucat să le scot. Așa că ce o să fac acum? O să reprogramăm mașina la clătit. Să-i dăm drumul. Mă gândeam să vă întreb dacă voi pățiți așa, să băgați alea la spălat și totuși să nu apucați să le întindeți și ele să rămână acolo. Și voi ce faceți? Că ele le întindeți după, nu? Adică mie nu-mi place să le întind după pentru că au miros după aia nașpa.
Așa că le mai clătesc încă o dată. Nu se întâmplă foarte des chestia asta, pentru că de obicei îmi fac timp să le întind, dar astăzi chiar nu am fost acasă. Mâine e duminică și pentru că nu am timp dimineața, adică nu mai am timp dimineața să calc haine și așa, trebuie să le calc acum seara, eu s-au adormit. Astăzi nu o plâns, pentru că nu știu de ce nu mai plâns așa tare. Și eu acum trebuie să calc haine și să pregătesc totul pentru mâine, să mergem la biserică. În mare parte, nu știu cum o să iasă videoclipul de astăzi. Oricum, Filip îl editează. Nu știu cum îi prima sâmbătă cu Cătă, dar ideea e că dacă v-a plăcut, aștept să dați un subscribe. Da. Și ne vedem poate mai încolo. Bun, am terminat de călcat hainele. E ora 11.47. 12.47 după ora 9. Apropo, astăzi se schimbă ceasul. Nu uita să schimbați. Dar mai puțin. Adică, videoclipul ăsta când o să apară? Luni? Mâine. Mâine? Deci, dacă... Să-l pun luni? Mâine. Mâine. Deci azi, când vă uitați voi, ziua în care vă uitați voi, e duminică. Dacă n-ați schimbat ceasul... Dacă n-ați schimbat încă ceasul, schimbați-l acum, că luni la lucru o să meargă mai devreme sau mai târziu? Mai târziu. Mai târziu. Sau? Sau... Așteptăm, da, să ne spuneți... mai târziu, mai târziu. Stai, nu, Filip, trebuie bine, să... Așteptăm să ne spuneți voi într-un comentariu. Cum a fost prima zi de vlogging? Prima zi de vlogging a fost cam... Nu știu cât am filmat, pentru că am mai... Pentru că eu nu filmez doar eu. Am un ajutor, soțul meu, Filip, aici de față. Filip. Au, ce mă tras de cap. Aici de față mă filmează așa din când în când și eu, sincer, nu știu în câte cadre apar sau nu, sau cine mai apare sau ce se mai întâmplă. O să fiu și eu surprinsă de ce se întâmplă la sâmbătă cu Cătă. Totuși, hai să încheiem acest vlog aici. Eu am fost Cătă, la sâmbătă cu Cătă. Acesta este canalul de vlog al lui Filip. Vă mulțumim că ne urmăriți. Dați un share, un like și un subscribe. Dacă să... vreți să mai vedeți. Da, și aștept să-mi spuneți într-un comentariu aici sau oriunde vreți voi. Și dacă vreți să facem sâmbătă cu Cătă, și... Ați observat? Deci eu i-am editat până acum vlogul. Ați observat că tot timpul zice sâmbătă cu Cătă? Păi așa se numește, sâmbătă cu Cătă? O să pune sâmbătă cu Cătă și după aia pune și câteva smiley din alea. Dar condiția este ca să avem 600 de subscriberi, ca să încep să fac, să nu, să continui să fac. Bine, nu-i prea probabil că până sâmbătă viitoare o să ajungem la 600. Trebuie să pui și tu target. Sau 600 pentru episodul 2. Da, 600 pentru episodul 2. După aia mărim miza. Da. Vă doresc o zi frumoasă, iar pentru mine și pentru Filip o noapte bună. Juhu. Pa, și nu o să închid ca Filip. O să fac altceva.